Bine v-am găsit la noul meu apartament, oameni buni. După cum vedeți, este destul de bine echipat, avem de toate pe aici. Prin frigider cam bate vântul, dar ce să-i faci, asta e. O să închidem aici frigiderul. Salut și bine v-am găsit la un nou joculeț, să se numește Internet Cafe Simulator și e vorba de un joc în care trebuie să-ți faci propria ta sală de internet. Nu știu dacă mai e chestia asta în ziua de azi, dar pe vremuri eu mai mergeam, frate, la sală de internet. Mă jucam acolo CS16 și tot felul de chestii. Acum, în schimb, toată lumea are calculatorul său propriu acasă. Pe vremea aia, chiar dacă aveai calculatorul tău, poate nu aveai jocurile respective și te duceai la sala de internet să te joci. Ei bine, asta va trebui să facem aici, pentru că avem internet cafeul nostru aici. O să deschidem fain frumos ușa și observați că este destul de mizerie. Nu putem să primim clienții așa că o să ne băgăm să facem curățenie fain frumos, rapid. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă vreți să mai vedeți și alte episoade. Poate reușim să strângem peste 10.000 de like-uri la acest episod. Iar aici voi monta eu calculatoarele unde vor veni oamenii să se joace diferite jocuri, să intre pe internet, să vorbească, să se uite la filme, să facă ce vor ei. Practic, oamenii care, de exemplu, poate nu au posibilitatea să-și ia un calculator acasă, vor plăti niște bonuți aici și vor putea să-și facă după asta treburile pe calculator sau pe internet. Așa, bun. Nu știu de ce e atâta mizerie pe jos, habar n-am, dar după cum vedeți, mizeria se duce destul de rapid și imediat o să ne apucăm de cumpărat calculatoare și alte nebunii. Avem și o bucătărie aici, dar momentan nu i-am dat în loc, pentru că cred că începem așa ușurel, da? Bun, punem asta aici. Hai să punem posterul pe perete să se vadă că e sală de jocuri. Așa, punem posterul pe perete și ne băgăm la calculator. Use computer. Amă, frate, să vedem ce ne putem comanda. Îi dăm start computer. Ia să vedem, se pornește calculatorul. Bă, dar cam greu pornește. Ce calculator este ăsta? Hai de alo, bun. Ia să vedem. O să ne ducem aici pe Zamazor. Bine, un fel de Amazon sau ceva. Și avem posibilitatea să ne cumpărăm așa. Computer. Deci am nevoie de un calculator, dar nu știu, ăsta e 4999, e destul de scump, frate. Am să-l cumpăr pe ăsta de 3470, e un piculeț mai ok. După asta mergem să cumpărăm un scaun de gaming. Am să cumpăr acest minunat scaun de gaming. Să-l cumpăr pe ăsta e cam scump, frate. Dar pe ăsta de ce nu? Poate să stea pe ăsta? Stă pe ăsta de plastic. Îmi cumpăr aici, ia să vedem noi ce mai cumpărăm. Uite, consolă, căști, hai să cumpăr o tastatură. Voi cumpăra tastatura aceasta, că e așa mai de gameri. Un mouse, îl luăm pe ăsta. După asta ce ne mai luăm noi de aici? Un monitor, trebuie tot așa un monitor fain de jocuri, de gaming. Îl luăm pe ăsta 1590. Și avem nevoie și de o masă, bineînțeles că fie fără masă nu ai cum. Bă, acum ce masă să iau eu de pe aici? Una care să fie mai ok. Asta e $2000 masă asta, frate. Hai că iau pe asta, că totuși până la urmă nu vreau să-mi pice componentele pe jos. Și acum în principiu am tot ce-mi trebuie. Bine, ai pe aici o grămadă de chestii, o grămadă de locuri prin care te poți duce, poți să cumperi jocuri. Uite, am să cumpăr GTA pentru internet cafeul meu, Half-Life 3 și FIFA 20. Super tare, am cumpărat toate astea. Și acum vreau să ies de aici, asta e să văd că nu mai știu cum să ies. Foarte simplu și eficient. Bun, iată că am ieșit. Și acum o să mergem aici și acum avem toate chestiile aici. Deci în primul rând avem masa. Nu pot să merg mai departe pentru că nu mi-am extins internet cafeul, dar prima chestie pe care o vom avea va fi masa, da? Masa va intra aici, fain frumos, chiar vedeți că acum masa are nevoie de niște chestii aici. Oricum, dacă ați ajuns mai aici la episod, hai să vedem dacă reușim să strângem peste 10.000 de like-uri, voi număra până la 3 și dacă n-ați apăsat încă butonașul de like, ar fi foarte, foarte tare dacă l-ați apăsa. Ia să vedem, 1, 2, 3, like. Sper că ați apăsat și voi butonașul. Bă, arată bine, e destul de mare. Așa, ia să vedem noi ce mai avem pe aici. Plastic chair. Bă, cred că e ok. Cred că e ok, adică avem componente de top, dar un scaun de plastic nu este problemă. Bănuiesc că o să poată să stea și în scaunul ăla. Poate să se plângă că nu o să fie scaunul cum trebuie, dar până la urmă... tastatură, fain frumos. Observ faptul că masa asta e un piculeț cam mică, dar... Na, sper să se descurce până la urmă. Mai avem aici un Mazer, nu știu ce asta, Mazer cred că e mouse-ul, da, se referă la Razer. N-au voie să folosească numele originale, știi, și din cauza asta. Și aici ce mai avem noi, mai avem un CPS, ce asta? Asta e calculatorul, a, bineînțeles că fără calculator nu merge. Și o să-l punem noi în partea aceasta, uite așa. Și avem prima stație de gaming deschisă, hai să deschidem și magazinul, open. Și să vină clienții, că avem aici treabă. Până una alta, până când vin clienții, eu voi mai da comandă de niște chestii, pentru că să mai avem nevoie. De exemplu, în afară de chestia asta, poți să customizezi pereții. Hai să-i facem cu albastru, așa frumos.
Și hai să facem noi parchet pe jos. Aoleu, iată, mă contactează fetele, ești nebun. Mamă, reclame. Am primit reclame. Ok, deci e open. E open. O să mai iau eu de aici o masă, dar nu atât de scumpă. Una mai ieftină, dacă se poate. Are ceva dacă iau pe asta? Am luat una de $460, n-are nimic. Și vreau să mai iau încă un calculator, mă, frate. Dar o să iau unul mai ieftin. Aud pe cineva! Aud pe cineva! Stai să văd că mi-a intrat primul client. Bă, ăsta s-a așezat la calculator fără să zică nimic? Ce face ăsta, mă, cu mâinile? Alo! Are nevoie de un suc, dar de unde să-i aduc eu suc, frate? Bă, ăsta se joacă, asta e ceva next level. Să joacă cu mâinile în aer și să apasă tastele. Nu știu ce se joacă, puteți să-mi spuneți voi. Dă-i un raft, ceva, rust, habar n-am. În fine, dacă el se distrează, totul e bine. Adică, până la urmă, ce pot să zic? Nu am de la de sucuri sau ceva de genul ăsta încă. Deci să trebuiască să ne cumpărăm și un de la de sucuri. Nu știu dacă a fost, dacă i-a plăcut experiența din internet, cafeul nostru. $133! Bă, nu e rău. Chiar nu e rău deloc. Un laptop aș putea să iau, dar laptopul e destul de scump. Totuși, bă, laptopul ar fi din țanc, direct, fără să mai trebuiască să mai pun nimic altceva, știi? Adică ar fi dintr-o dată ca lumea rău de tot. Ia să-i dăm aici pe exit și să mergem să ne așezăm, poate. Ia să vedem noi. Marble, ce-i ăsta? Aia, masa aia nouă. Ia să vedem noi. E cam mare, să zic așa. Am să pun aici. Am să iau tot un scaun de la frate, că până la urmă... O, intrați, intrați, domnișoară, cum să nu, cum să nu? Avem aici internet, dar cum? O grămadă de... Opa! O grămadă de internet avem, dacă știți. Ia să vedem ce vreți să... Mamă, se joacă FIFA! Se joacă FIFA, ia uite el! Bun așa, bun așa! Jucați-vă, domnișoară, acolo, tot ce vă doriți, tot ce poftiți. Așa, perfect, hai să vedem ce mai vrem să mai cumpărăm. Bă, în afară de laptopul ăla... Vreau să cumpăr un scaun, pentru că nu o să aibă ăștia pe ce să stea jos. Și nu de alta, dar... Ia să vedem. Am nevoie de... chair. Și vreau să stea pe scaun tot de ăsta, mă, frate. Să stea pe cele mai nașpete scaune. Nu știu dacă are asta vreun efect negativ asupra internet cafeului meu. Faptul că... Ce face ăsta? De ce venea așa? Venea cam suspect tipul ăsta. Nu știu de ce. Sper că nu e vreo problemă cu el sau ceva de genul ăsta. Însă... Ok. Și avem nevoie de un scaun. Ok, nu știu ce venea la așa suspect. Ce face asta? Alo? Dacă mi-au eu buta. Alo? Sper că n-ai de gând. Mi-a furat masa! Alo? A furat masa de la client. Mă, nene, eu m-am chinuit să pun masa asta. Tu știi cât m-am chinuit să pun masa asta aici? Și tu ce faci, mă? Vii și-mi deranjezi clienții. Doamne, ferească, mă. Și era totul atât de bine pus aici, atât de mult m-am chinuit să le așez și toate cele. El ce face, mă? El vine și îmi fură astea de aici, mă. Bravo, mă, nenică. Așa, până nu le pun înapoi degeaba, că nu o să pot să fac mare lucru. Oricum, ideea e că tu trebuie să-ți plătești chiria, pentru că noi suntem într-un apartament închiriat. Trebuie să-ți plătești chiria, trebuie să și trăiești, să și mănânci și toate cele. Adică, na, ai și tu niște necesități pe care trebuie să le satisfaci. Bun, plastic chair. Hai să mergem așa. Bă, acum avem și scaunul ăsta. Ar trebui să vină și aici lumea. Că avem și scaun aici și scaun aici. Da, dacă vii înapoi, fii atent că am buta pregătită. Bum! Ha, mă, dă-i. Pliosc! Gata, stai jos. Stai jos că ți-ajunge. Țac. Buta-i pregătită, să știi. Dacă cumva mai vii aici la mine, atâta trebuie. Bun. Bă, în afară de chestiile astea, ai posibilitatea să-ți faci și o consolă de gaming, dacă vrei. În afară de gaming pe consolă, ai și arcade-uri. Uite, poți să cumpăr un arcade, 1756, să ne punem așa, să se joace lumea pe aici. N-am strâns încă tot gunoiul, am observat. Hai să văd ce se joacă. Se joacă ceva cu mașini. Măcar tipa asta atinge tastele. Măcar le atinge, știi? Are nevoie de ceva energizant fata asta, dar... Nu reușesc să ajung de desubt acolo să strâng mizeria aia. Așa, strângem asta. Bă, tu nu intri aici la mine, ai înțeles? Că e nebunie. Cred că a venit ăla să fure iarăși, nu știu sigur. E unul care fură și îți dai seama exact după felul în care arată caracterul. Hall of Fame. Hai să vedem. Nice. Și asta cred că am să-l pun exact aici. Că aici oricum nu o să fie altceva. Bă, arată șmecher, adică chiar e ca lumea.
Și când o să intre cineva, o să se joace și aici. Și noi trebuie să ne upgradăm, adică noi trebuie să continuăm să evoluăm sala noastră de jocuri, da? Hai să vedem. O să trebuiască să-mi cumpăr și alte jocuri pentru sala de jocuri pe viitor, dar momentan, cred că ce am să fac... Oh my god, ce sunt reclamele astea? Mamă, eu nu vreau să apăs pe reclamele alea că mi-e frică. Am să cumpăr, nu mai am foarte mulți bani. Hai să cumpărăm, iată, $287, bă, ne descurcăm bine. Hai să cumpărăm cel mai praf calculator, frate, cel mai praf calculator, nu contează până la urmă. Am să cumpăr un scaun, la fel, cel mai bun scaun de gaming pe care l-am găsit. Și de asemenea, avem nevoie de mouse și de astea, am nevoie să mi le iau de astea destul de prăfănoace, că nu am buget. Văd că a mai intrat un client, îl văd cu coada ochiului, sper că nu e cineva care Stai, că mi-e frică. Mi-e frică să nu fie... Ia uite-l pe ăsta, ia uite iar să joacă prin Wi-Fi. Domnul, ai, e homeless ăsta mai aici. Cum fac să-l dau afară, că nu... Stă degeaba, îmi închide aici. Alo? Domnul? Cred că trebuie să-i bați pe ăștia, habar n-am ce trebuie să le faci. Ce-i asta? Băi, pleacă de aici. Pleacă de aici că îmi sperii clienții, nu știu ce să fac. Așa. Deci ai două tipuri. Homeless care vine și ți-o ocupă spațiu degeaba și nu plătește. Și cel care vine și fură. Deci trebuie să ai mare grijă la chestiile astea. Bun, am nevoie așa. Am nevoie de keyboard. Cea mai ieftină tastatură iau. De fapt, $156. Uite că ne vin bănuții, frate. Chiar ne vin. $199. Eu iau pe asta. Vreau un mouse. Cel mai ieftin ache mouse. Ăsta, până la urmă. Și monitor, aici la monitor o să mă coste un piculez mai mult, dar hai că ne-am descurcat până la urmă. Business-ul nostru este în floare. Merge cum ar trebui să meargă. S-a jucat tipul ăsta și pe ăsta. Bă, lumea vă că vin. Atâta trebuie să intri la mine în sala de jocuri. $277, bă, chiar facem profit rău de tot. Și asta poți să-ți mărești zona. Poate aș putea să plătesc ăsta, bai. Și acum o să mă lase să-mi fac mai mare zona de joacă. Hai să vedem dacă am avut dreptate. Da, uite, acum mă lasă și până aici. Iar toată zona asta o vom umple de calculatoare. Uite așa, îmi place puțin mai mult zona asta pentru că aici ai un pic de loc privat. Adică vă dați și voi seama că ai nevoie de loc privat dacă e vorba că stai și tu pe calculator. Nu vrei să știe toată lumea ce faci, nu vrei să știe toată lumea cu cine vorbești. Și atunci e mai mișto decât zona aia care e destul de deschisă. Monitorul. Stai să vedem ce mai avem aici. Mai avem noi, uite așa, unde ăsta. Țac. Să luăm și calculatorul, îl punem aici. Calculatorul, cred că trebuie să-l pun pe masă neapărat. Punem aici fain frumos. Țac. Luăm tastatura de pe jos. Țac tastatura. Monitorul. Și arată ce ai nevoie de altfel, adică nu e foarte greu. Am pus mouse-ul invers. Nu cred că are importanță. Și ce mai trebuie aici? Calculatorul în sine. Unde e calculatorul în sine, frate? Uite-l aici. Mă gândeam, zic, bă, unde l-ai fi pus? Și scaunul, care zice că nu e bun scaunul ăsta, de ce n-ar fi bun? Gata, perfect. Bă, totul e aranjat. Totul e aranjat, hai să închidem. Să dormim. Bed. Bun, perfect. You sleep until the morning. Bun. Ne-am culcat, s-a sunat de ziua nouă. Hungry, nu suntem hungry. Bă, până vine primul nostru client, am să mă duc să șterg pe aici astea. Pentru că ați văzut că noi ne-am făcut upgrade-ul, este o zonă nouă. Și cred că ar fi cazul să facem puțină curățenie. Să n-arate chiar în halul ăsta, că arată oribil, adică uitați-vă și voi. Tu ai venit, dacă ai vedea așa ceva, n-ai venit. Bă, aparent a făcut $175, nu știu că a venit cineva. O, vin băieții grei! Așa da, îmi place. Și acum vine profitul, frate, acum vine profitul pentru că băieții se bagă să se joace și a țac, 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 frumos. Ia să-l vezi și pe ăsta cum se joacă, ia uite-l. N-ai treabă, mă, cu ei ăsta să joacă pe laptop, mâinile sunt partea cealaltă. Dar bănuții o să vină, bănuții grei o să vină. Acum avem 698 de bănuți. Vă dați și voi seama că nu avem foarte mult la dispoziție. Dar, da mă frate, așa era pe vremuri, adică noi ne duceam la sălile astea de internet cafe și ne jucam jocuri, ne vorbeam pe net și chestii de genul ăsta și acum nu se mai face chestia asta, adică nici vorbă nu cred să mai fie. Poate mai sunt unele zone, dar rar. Ia să vedem. Cute headset. Am cumpărat. Cască și așa n-aveam, $140 au intrat.
Și avem niște căști. Hai să le pun, îi le pun lui ăsta, uite aici. Zac, în caz că vrei să le folosești, să le folosești. Nu știu dacă are nevoie de ele, dar... Ce te joci, mă, prietene, acolo? Care? Ce joc e ăsta? Ce se joacă nebunul? Ia. Yeah. Bă, dacă recunoașteți voi jocurile, uite, îmi costă $67. Dacă recunoașteți voi jocurile, scrieți-mi în comentarii. Sunt foarte curios să văd ce jocuri se joacă mai exact. Dar mi se pare interesant jocul ăsta, adică... Bă, nu e nimic wow, adică nu mă dă pe spate, dar... Văd ceva potențial aici, știi? Să încercăm să ne facem sala de net și mai mare și mai mare și până când o să ajungem la o profit de la monstru în care facem o grămadă, o grămadă de bănet. Ia să vedem, următorul client sau clientă. Opa, opa, veniți domnișoara, ia să vedem, ia să vedem. V-a plăcut? V-a plăcut sala? V-a plăcut, da? A fost tare. V-ați distrat, totul fain frumos. 125 de lei, dar ai și cam trist de acolo. Ai și cam trist, uite ce e nervoasă. E nervoasă că stă pe scaunul de plastic. Lasă-mă că o să fac eu un upgrade și la scaun, și la scaunele astea, pentru că cred că e nevoie. Asta-i vorba cu joculețul ăsta, dacă v-a plăcut, dacă vreți să mai facem și alte episoade, scrieți-mi în comentarii. Cu siguranță o să evolueze sala asta de net și mai tare data viitoare când ne vom juca, dacă ne vom mai juca. Dar ne auzim data viitoare, pa, pa.